Bătrâna gară Târgoviște, veche de 130 de ani, nu are o sală de așteptare, singurul loc în care călătorii pot sta la adăpost până la sosirea trenului, fiind spațiul unde funcționează ghișele, de unde se eliberează biletele de călătorie și acela, de altfel, neîncălzit. Deși în ultimii ani numărul călătorilor s-a redus semnificativ, odată cu scoaterea din circulație a garniturilor de pe rutele spre Ploiești sau Pietroșița, navetiștii care au ales acest mijloc de transport sunt nevoiți să suporte condițiile oferite de gara Târgoviște. Deși în tren este cald, călătorii care aleg acest mijloc de transport trebuie să îndure frigul de pe peron, pentru că în gara din Târgoviște nu există o sală de așteptare unde ei să se poată adăposti. Și, din păcate, vremurile de glorie ale transportului feroviar nu se vor mai întoarce. Prin urmare, cei care călătoresc cu trenul trebuie să plece de acasă bine îmbrăcați, căci așteptarea poate să fie lungă și să dea fior de răceală la propriu. Călătorizați cu trenul? Nu. Nu aștept pe cineva, mulțumesc, nu călătoresc cu trenul. Și am aflat că nu sunt săli de așteptare, foarte urât. Nici căldură, de altfel? Da. Păi am venit de la București la Târgoviște, a fost destul de frig, dar a fost ok, nu pot să zic. Și în tren ce este frig? Nu, a fost puțin frig, dar a fost relativ bine. Problema aici, probabil că e cu sala de așteptare, că nu există cam atâta. Da. Prea avem timp să stăm în sala de așteptare. Ar trebui încălzită, dar nu cred că...